Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vă fac cunoscut ultimul raport al jurnalistului de investigații Benjamin Fulford din 16 mai 2023, în care vorbește despre Alianța pentru Eliberarea Planetară, care a obținut victorii majore. Precizez de la început că puteți să îl recitiți în original pe site-ul jurnalistului benfulford.net, dar și pe site-ul prietenului nostru Marius Sumedrea, luminaadevărului.com. Haideți să vedem ce scrie Fulford. Alianța de Eliberare Planetară a obținut victorii majore săptămâna trecută în Statele Unite, Marea Britanie, Thailanda și Pakistan, în timp ce bătălii majore se dau cu furie în Europa și Turcia. În Statele Unite ale Americii, trezirea în masă a atins o masă critică, deoarece 70% dintre americani sunt de acord că afacerile străine ale președintelui american Joe Biden, schemele de mită și trafic de influență, sunt foarte grave. Aceasta înseamnă că majoritatea oamenilor sunt acum aproape de adevăr. Despre afacerile lui Hunter Biden scrie și dailymail.co.uk. Americanii acum trebuie să nu mai fie distrași de avatare precum Biden sau George Soros, astfel încât să putem viza și neutraliza adevăratul inamic. În continuare, Fulford roagă cititorii să împărtășească două videoclipuri scurte postate pe pagina sa de internet prietenilor și familiei care își dau seama că ceva nu este în regulă, dar încă nu înțeleg ce este. Primul videoclip este despre familia Rockefeller și controlul ei rău asupra industriilor medicale și altor industrii. Următorul videoclip identifică BIS ca sursa problemei, dar nu poate numi proprietarii Rothschild Rockefeller. Dacă nu țintim sursa reală a problemei, scrie în continuare Fulford, vom continua să ne frământăm inutil ca niște orbi furioși. Iată câteva nume specifice ale celor care trebuie aduși în fața justiției: David Rockefeller Jr., Hillary și Bill Clinton, Mark Zuckerberg, John Podesta, Klaus Schwab și alții diferiți Rothschild, cu posibila excepția lui Nathaniel, care a cooperat cu Alianța de Eliberare, familia regală olandeză și așa mai departe. De asemenea, trebuie să mergem după servitorii de top, precum Victoria Nuland, Elliot Abrams, Justin Trudeau, Bill Gates, Larry Fink, Vladimir Zelensky, Alex Soros, Chrystia Freeland, Jens Stoltenberg, etc. Un singur semn care indică amploarea crimelor lor de război este că probabil că au mai rămas doar 18 milioane de oameni în Ucraina în acest moment. Au fost inițial 34,5 milioane și dacă te întorci în anii 1990, trăiau peste 80 de milioane de oameni, potrivit colonelului Douglas MacGregor. Acesta este un genocid deliberat și masiv, menit să ucidă bărbații și să înrobească femei și copii în scopul torturii și sclaviei. Acest lucru nu s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, se întâmplă acum. Orice oficial guvernamental care își exprimă sprijinul pentru ceea ce se face în Ucraina este un criminal de război și va fi tratat ca atare. Acest lucru se întâmplă. Putem confirma că acțiunea militară împotriva acestor oameni este în desfășurare. Am fost alertați de cititori despre zvonurile că generalul superior al Pentagonului, Mark Milley, este mort. Am cerut două surse de la Pentagon să confirme. Unul a spus, generalul Milley a fost înlocuit cu un avatar, scrie Ben Fulford. Un alt om care îl cunoaște personal i-a spus că era ocupat când a încercat să ia legătura. Alte surse au spus că elicopterele Black Hawk au zburat compact spre Washington DC. Pentru a-și ascunde mișcările, camerele meteo au fost închise de-a lungul coastelor Statelor Unite. Într-un semn, Donald Trump este comandantul șef. Joe Biden a luat brusc o întorsătură de 180 de grade și a trimis trupe la granița cu Mexic pentru a opri sute de mii de imigranți ilegali de vârstă militară care încearcă să intre în țară. Există de asemenea un război secret uriaș care se desfășoară în Marea Britanie acum, continuă să scrie Benjamin Fulford. Mafia cazară încearcă să folosească încoronarea regelui Carol
care a avut loc la 6 luni, 6 săptămâni și 6 zile după uciderea reginei Elisabeta a II-a, ca o scuză pentru a prelua controlul asupra sistemului financiar cuantic. Șeful MI6, numit de regina Elisabeta a II-a, nu are nimic de a face cu toate astea și raportează că este sub atac cibernetic susținut și amenințare cu moartea. Este contactat noaptea de Richard Moore la MI6 din Londra și într-un cordon de poliție închis și încuiat. Acest atac disperat este legat de iminentul faliment al corporației Statele Unite ale Americii. Acest lucru este de așteptat să aibă loc în luna iunie, așa cum recunosc chiar și sclavii Rockefeller, precum Janet Yellen, șefa trezoreriei SUA. Poate că tocmai au cumpărat puțin timp, vânzând încă 26 de milioane de barili din rezerva strategică de petrol. Dar scrisul este pe perete. Yellen i-a avertizat pe cei din G7 care se adună în Japonia că o nerespectare a obligațiilor SUA ar produce o catastrofă economică și financiară. Ea greșește, ar însemna o creștere uriașă a averii pentru 99% dintre americani, deoarece fondurile luate de Rockefeller de 0,01% și de clasa de servitorii de 1% le sunt returnate prin jubileu. Faliment sau nu, bătălia pentru a-i doborâ pe acești criminali se îndreaptă spre victorie. Pe acest front, Comisia de Supraveghere a Camerei a dezvăluit cei 9 membri ai familiei Biden care au primit transferuri bancare de la cetățeni străini prin intermediul unor companii fantomă. Aceștia sunt Hunter Biden, James Biden, Sarah Biden, Holly Biden, Kathleen Biden, Melissa Biden și alți 3 nepoți. Ei au emis de asemenea o citație obligatorie din punct de vedere legal către FBI pentru un document cheie în schema familiei Biden. FBI refuză să se conformeze, ceea ce înseamnă că forțele speciale vor fi trimise în sediul lor pentru a aresta oficialii de rang înalt, spun surse de la Pentagon. Într-un alt semn că Trump este din nou la conducere, continuă Benjamin Fulford, i s-a permis să spună adevărul pe CNN despre alegerile furate și multe alte lucruri. Trump îi îndeamnă pe legislatorii republicani să declanșeze prima neîndeplinire de obligație a datoriei SUA. După cum știe Trump, implicit este nevoie pentru a declanșa jubileul și naționalizarea rezervei federale private. În plus, există acum 413.220 de acuzații sigilate de Marele Juriu, cu California și Texas în frunte. Numărul mediu de acuzații sigilate înainte de Trump și 2016 este de 1500 de cazuri pe an. Deoarece fiecare rechizitoriu sigilat poate conține mai multe persoane, se pare că aproximativ 1 milion de sataniști din Statele Unite au fost identificați și vor fi trimiși în curând în lagărele de internare pentru reeducare și pedeapsă. Remarcăm de asemenea jurămintele lui Robert F. Kennedy Jr. de a termina slujba începută de JFK prin dezmembrarea completă a CIA dacă va deveni următorul președinte al Statelor Unite. Cineva trebuie să-i spună lui Kennedy că David Ben Gurion, fost prim-ministru al Israelului, a fost cel care a ordonat accidentul unchiului și a tatălui său numele maestrilor săi Rothschild Rockefeller. De asemenea, trebuie să-și dea seama că CIA are o personalitate dezbinată și că pălăriile albe de acolo chiar îl susțin, în special poziția sa față de pandemie. Între timp, în timp ce politicienii adevărați, precum Kennedy, continuă să insiste pentru adevăr, Joe Biden continuă teatrul absurdului spunând «Vom rezolva toate problemele lumii». Falsurile sunt tot zâmbete, dar refuză să răspundă la întrebări. Urmărește-l pe Biden fals, mascat spunând, după ce nu am mai fost vicepreședinte, am devenit profesor la Universitatea din Pennsylvania timp de 4 ani. Biden a fost plătit cu $1 milion, dar nu a predat în nicio clasă. Vom sta cu atenție pentru a vedea dacă Biden apare la întâlnirea G7 din Japonia. Apropo, mulți oameni încearcă să înțeleagă faptul că Japonia deschide un birou de legătură NATO. Acest lucru este doar pe buze și nu înseamnă că Japonia va începe să furnizeze arme Ucrainei sau să lupte pentru NATO.
Cu alte cuvinte, este doar un mare PR, nimic real. Vorbind despre NATO, să ne uităm la ce a făcut această organizație. Parchetul polonez pentru crima organizată și corupție investighează rolul fostului cancelar german Gerhard Schröders în pregătirea invaziei Ucrainei, potrivit surselor de informații poloneze. De asemenea, pentru oricine cunoaște pe cineva care vrea ca Ucraina să câștige războiul, întreabă-l de ce Statele Unite nu au încetat să cumpere uraniu din Rusia de când a început războiul. Mai multe informații pe acest subiect găsiți pe newsweek.com. Potrivit informațiilor poloneze, există multe motive pentru care elitele lumii nu vor să renunțe la Ucraina. Nu numai că era centrul lor de corupție, spălarea banilor, laboratoarele de arme biologice și adrenocrom, traficul de persoane și așa mai departe, pare să fie de asemenea un teren de testare pentru ID Digital, o societate fără numerar pe care doresc să o creeze peste tot. Are sens ca o țară în război să investească timp și bani în astfel de proiecte tehnologice, atunci când populația și țara are nevoie de reconstrucție? Colonelul Douglas McGregor adaugă: știm că Larry Fink de la BlackRock și prietenii săi au crezut toți că vor încasa în mare măsură, vor cumpăra tot ce a mai rămas în Ucraina și vor exploata pentru totdeauna regiunea și populația. Asta nu se va întâmpla acum. Acesta este același Larry Fink care spune: comportamentele vor trebui să se schimbe, comportamentele trebuie forțate, iar la BlackRock forțăm comportamentele. Vom vedea dacă va mai avea aceeași aroganță atunci când alianța militară va forța să intre în biroul lui Penthouse și îl va duce la tribunal, comentează o sursă CIA. Același lucru pentru Marea Resetare a lui Klaus Schwab, care spune: obișnuiește-te cu nicio intimitate, trebuie să te comporți așa cum îți spunem noi să te comporți, altfel... Klaus Schwab și membrii familiei sale se confruntă cu arestări pentru că sunt pe punctul de a pierde Europa. Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki cere reintroducerea pedepsei cu moartea, deoarece se va dezvălui foarte curând că există mii și mii de torționari pedofili, spun sursele Mossad. În Franța, revoluția încă merge puternic și dă iad poliției. Poporul francez îi împinge înapoi. În semn de cât de nepopular este Macron, a trebuit să facă ceva ce niciun alt președinte francez nu a trebuit să facă, și să izoleze centrul orașului Dunkirk, astfel încât să poată vizita, însoțit de 5 miniștri, peste 1500 de ofițeri de poliție și generali. Orice lider căruia este atât de frică de poporul său este condamnat. Nu i-aș da mai mult de o lună lui Macron, aș fi surprins dacă el mai este acolo, spune colonelul McGregor. Britanicii vor găsi un nou lider și vor trece prin guverne până când economia se va prăbuși, adaugă acesta. Adevărata întrebare este ce se întâmplă la Berlin cu Scholz, care este probabil cel mai neinteresant, neimaginativ și neimpresionant lider pe care l-are Germania. Același lucru se poate spune și despre Justin Trudeau din Canada. Acum, acoliții săi au atacat provincia rebelă Alberta. Iată cele mai recente informații de la serviciile secrete canadiene cu privire la acțiunile sale. Justin Trudeau și prietenilor săi nu le place Alberta, pentru că îi se opun deoarece vrea să promoveze mașinile electrice. Asta înseamnă că trebuie să distrugă industria petrolului și gazelor. În unele zone, oamenilor li s-a spus să evacueze. Ulterior s-au întors acasă și au găsit că casele lor au fost jefuite. Fiți liniștiți, Justin Trudeau și oamenii săi vor fi doborâți când depurarea SUA va fi completă. În privința Rusiei și a președintelui rus Vladimir Putin, când acesta este judecat ca criminal de război, toți președinții americani care au provocat zeci de războaie în întreaga lume, fără să aibă măcar dreptul de a face acest lucru, ar trebui să se alinieze cu el. Asta s-ar putea întâmpla în curând. Remarcăm că Uniunea Sovietică a fost restaurată de facto, deoarece 7 din 9 șefii de stat au venit la Moscova pe 9 mai pentru tradiționala paradă de Ziua Victoriei din Piața Roșie. Nu au apărut doar Azerbaijanul și Moldova. Lucrând cu China și pălăriile albe din vest, Rusia a eliberat acum cea mai mare parte a planetei. Thailanda este ultima țară care a fost eliberată.
noul prim-ministru al Thailandei este doamna Petongtarn Shinawatra, al cărei tată Thaksin și mătușa Yingluck au fost înlăturați prin lovituri de stat militare separate. Shinawatra este un membru al pălăriilor albe din Alianța pentru Eliberarea Planetară. Aceasta înseamnă că țara nu mai este sub controlul unui rege ținut ostatic de o cultă în Europa. Rusia și China luptă de asemenea pentru eliberarea Orientului Mijlociu. Rusia a declarat că o foaie de parcurs pentru normalizarea relațiilor dintre Siria și Turcia este în curs de elaborare în coordonare cu miniștrii apărării și serviciilor de securitate din Iran, Rusia, Siria și Turcia la Moscova. Acest lucru a dus la o luptă serioasă pentru Turcia. Elitele au încercat să țină Turcia sub controlul lor, încercând să fure alegerile de duminica trecută. Ele au reușit să forțeze un tur de scrutin, recurgând la mai multe amenințări cu armele tectonice, au spus surse Mossad. Un proxy sever a izbucnit de asemenea în Pakistan săptămâna trecută. A început cu zeci de trupe paramilitare, care l-au împins pe fostul prim-ministru Imran Khan într-un SUV negru, în timp ce alții au învins pe unii dintre susținătorii săi într-un complex de judecată. Apoi susținătorii săi au incendiat clădirea radioului de stat. Au incendiat casa privată a premierului Shehbaz Sharif, au luat cu asalt sediul Comisiei Electorale, unde se aflau aparatele de furat voturi, au jefuit depozitele de arme și au început practic o revoluție. Au dat foc inclusiv unei baze militare americane. Acest lucru a dus la lupte interioare grave în cadrul armatei, care au forțat Curtea Supremă a Pakistanului să declare ilegală arestarea fostului prim-ministru și să ordone eliberarea lui imediată. Apoi a fost supus unui test biometric pentru a confirma că era încă Khan cel original. Khan a fost arestat pentru că a promis că va descoperi armele nucleare ucrainene vândute Chinei, Iranului, Coreei de Nord și unor actori nestatali prin Pakistan. De asemenea, a vrut să dezvăluie operațiunile cu heroină, traficul de copii și traficul sexual, care se desfășoară de zeci de ani, implicând armata, poliția, oficiali guvernamentali și elite. După eliberare, Khan a spus: armata este deasupra legii. ISI, Agenția de Informații Militare, este deasupra legii. Iar când cineva este deasupra legii, atunci legea junglei prevalează. Poți aresta oameni, reține oameni și îi poți face să dispară. Ei încearcă să influențeze judecătorii. Ei vizează mass media. Nu există nicio responsabilitate pentru instituție. Nu este democratic. Declarația oficialului apare și în TheGuardian.com. Diplomații japonezi din Pakistan notează ca fundal faptul că Pakistanul este pe punctul de a nu-și plăti datoriile și de a intra în faliment împreună cu US Corporation. Având în vedere toate actele criminale ale Statelor Unite controlate de o cultă mondială, este de înțeles de ce președintele chinez Xi Jinping încă nu vrea să-l numească pe Joe Biden președintele Americii. Acest lucru vine după ce consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan a devenit primul oficial al lui Biden care a vorbit cu omologii săi chinezi în câteva luni. Potrivit surselor lui Benjamin Fulford, el a încercat să vândă secrete militare americane chinezilor în schimbul finanțării companiei americane, dar a fost respins. Chinezii știu foarte bine că Statele Unite sunt conduse de elite cu două fețe. Un exemplu recent, vicepreședintele SUA Kamala Harris a călătorit în Zambia, a aterizat pe un aeroport construit de chinezi, a condus pe un drum construit de chinezi și a vorbit într-un loc care este un cadou din partea Chinei pentru Zambia. Și totuși, ea le-a spus zambienilor că nu ar trebui să coopereze cu China, a spus Akiende Mbembe, directorul Pan-Africanism Today. Ceea ce trebuie să afle lumea în continuare este că nimic nu este ceea ce pare a fi că este. Organizațiile judiciare, mass media și partidele politice fac apel la acceptarea pedofiliei ca orientare sexuală normală, în Statele Unite ale Americii cel puțin. Un alt semn al decăderii morale în Occident este că aproximativ o treime din articolele științifice sunt fabricate sau plagiate, arată un nou studiu.
Prieteni, mă opresc aici și nu înainte de a vă reaminti că puteți afla mai multe detalii din rapoartele lui Benjamin Fulford pe pagina sa personală benfulford.net. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine până data viitoare, pe curând!